cum pot eu să fac clip greșeli în fitness despre campionul național al României la fitness? Și atunci mi-a venit. Că se face video chat. N-am făcut nicio excepție de la regula asta și eu am făcut, nu mi-e rușine, video chat. Video chat în sus, video chat în jos. Filme la vânzare pe YouTube cu trailer și sunt foarte mândru de cine sunt astăzi. Și apropo, nu știu dacă v-am zis, dar ofer servicii de online coaching pentru video chat. Și de o inconștiență, efectiv, o inconștiență inadmisibilă, pentru că lucrurile acestea se bat cap în cap. M-am gândit foarte mult până să fac clipul acesta, a trebuit să mă calmez foarte tare pentru că nu vreau să-l jignesc și nici nu o să-l jignesc pentru că eu am cei 7 ani de acasă, însă nu mi se pare ok ceea ce a făcut și vă voi explica imediat de ce. Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vom vorbi despre Marius Mitrache. Nu sunt doctor, nu sunt sportiv de performanță, nu sunt nutriționist, dar am dreptul să-mi dau cu părerea despre oricine atâta timp cât am 5-7 ani de acasă. Fraților, nu vreau să fac acest clip, dar pentru că mi-a fost cerut în comentarii, în urmă cu câteva săptămâni am mai făcut un clip despre scandalul care s-a iscat în industria fitness-ului între Marius Mitrache, Andu Preda și Mihaela Bilic, însă între timp Andu a arătat niște videouri pe care nu le știam, în care Marius Mitrache face video chat. Un video chat mai atipic, stă în tanga și mănâncă foarte, foarte multă mâncare, foarte multă mâncare de la fast food, foarte multe junk-uri. Și mai mult de atât, astăzi am văzut și niște clipuri în care face wrestling cu niște băieți, toți îmbrăcați în tanga, se iau în brațe și se tăvălesc pe jos și chestia asta mi se pare absolut revoltător, strigător la cer. În mod normal, nu judec trecutul unui om, dar nici nu pot să iau apărarea unui om pe care l-am stimat, l-am respectat, pe care l-am crezut și habar n-aveam ce face, ce trecut a avut el. Nu știu, sincer mă simt mințit, mă simt păcălit, iar din respect pentru abonații mei și pentru firma mea și pentru numele acestui canal, nu o să pun filmulețe, însă o să las în descrierea acestui vlog, o să las link-urile de la clipurile lui, dacă vreți să le vedeți. Clipurile lui în trecut, într-adevăr, de acum 6-7 ani, însă nu mi se pare ok ceea ce a făcut și vă voi explica imediat de ce. Pentru că această serie se numește Greșeli în Fitness, vreau să analizăm mai mult clipurile în care acesta mânca foarte mult junk food, foarte multe calorii, mii de calorii, zeci de mii de calorii, efectiv, până când i se umfla stomacul, i se făcea așa, balon. Și acum el este antrenor de fitness, el este campionul României, el reprezintă echipa națională a României la culturism și fitness și lucrul acesta mi se pare revoltător, strigător la cer, din simplu motiv că nu este etic, frate. Practic este etalonul României pentru că este campion național și ne va reprezenta echipa națională la campionatele europene, balcanice, mondiale. Deci nu ai cum să fii și polițist și hoț, să trădezi și să insulți efectiv în industria fitness-ului, promovând mâncarea fast food la un nivel atât de mare. Orice om își ia câte un meniu să mănânce, își ia o ciocolată, își ia un desert. Frate, dar nu poți să mănânci 20 de burger la o masă, să-ți iei 20 de meniuri. Nu ai cum să faci lucrul ăsta până ți se face burta așa și explodezi și să te mângâi așa pe burtă, să mai vină un tovarăș de-al tău în tanga, să te mângâi și el pe burtă și să spui cât de fantastic e, cât te umflat, te burta și așa mai departe. Mi se pare grotesc lucrul acesta, nu știu, mi se pare efectiv strigător la cer. Nu ai cum să faci lucrul ăsta, frate. Nu ai cum să fii și popă, iar în același timp să fii și actor de filme porno. Îți dau un exemplu. De ce? Să presupunem că ești popă, da? O meserie respectată, o meserie ok, dar salariul este mic. Banii sunt puțini. Și atunci, ce te gândești tu ca popă? Păi, hai să mă apuc de filme porno. Hai să fac, să mă fac actor de filme porno, să fac niște filme. Acolo se câștigă mai mulți bani. Puneți-mi și mie, cum vi se pare vouă treaba asta? Vi se pare că are vreo legătură? Nu poți, frate, ziua să te duci la biserică și noaptea să te duci să filmezi filme porno. Se bat cap în cap. Exact cum se bat cap în cap și aceste două lucruri. Acum, să fii un etalon pentru această țară, pentru oamenii care se uită la tine în domeniul fitness-ului, al nutriției, iar tu să ai videouri vechi pe care să nu le ștergi din cauza lăcomiei, din cauza banilor. Chiar el a explicat în niște story-uri că face o grămadă de bani, adică mă rog, face câteva sute de dolari pe lună din aceste filmulețe care le are de atâția ani, că e un venit pasiv, că e mândru de trecutul lui, că nu regretă, că nu știu ce. Haideți să vă arăt. Deci ultimul pe magazin, newest, înseamnă nou, da, e ăsta, FTW numărul 40. Avem aici confirmarea pe mail, felicitări, a creat acest produs, e online. Martie 6, 2018, sunt vegan de pe 13.
aprilie 2018, adică video-ul ăsta e pus cu 5 săptămâni înainte să devin vegan, nu are nicio legătură una cu alta. Haideți să vedem. A fost creat video-ul ăsta 5-3-2018. E ăsta video. Ăsta e vid. Bun. Mergem mai departe. De ce fac chestia asta? De ce încă fac bani din așa ceva? Pentru că e un venit pasiv, oameni buni. E un venit pasiv. Sunt video făcute acum 2 ani jumate, 3 ani, 4 ani, 5 ani. Am video din 2013-2014 și încă mai fac niște bani. Mi se aruncă chestia asta cu videochat-ul. Băi, oameni buni, mie nu mi-e rușine cu treaba cu videochat-ul. Eu dacă mâine mă trezesc și am chef, deschid site-urile și mă bag pe videochat. Nu mi-e rușine de chestia asta, sunt asum. Videourile alea la vânzare, la fel. Nu mi-e absolut deloc rușine că am băgat steroizi, că am făcut bulking-uri, că am mâncat junk-uri. Acum cu videochat-ul, da. Mi-am asumat public de mult înainte să mă știți să am YouTube. Există pe Facebook chestia asta, că m-am certat și cu alți oameni pe tema asta că nu-și asumau. Oameni care făceau și ei și nu-și asumau. Adică, nu știu, și voi n-ați prins vremurile alea, dar era un lucru valabil și cunoscut că se face video chat. N-am făcut nicio excepție de la regula asta și eu am făcut, nu mi-e rușine, video chat. Video chat în sus, video chat în jos. Filme la vânzare pe YouTube cu trailer. În continuare, apropo, mulțumesc că l-ai cumpărat, Andu Preda. Nu, chiar nu mi-e rușine de chestia asta. Sunt cine sunt astăzi pentru că în trecut am făcut unele lucruri. Am făcut bulking-uri și am învățat din ele. Am ajuns cu trial and error, cu studiu, cu experiență, am ajuns la cine sunt astăzi și sunt foarte mândru de cine sunt astăzi. Poate o luați ca pe lipsă de modestie, poate puteți să o luați ca pe ce vreți voi. Dar dacă nu te pui în fața adversităților, n-ai cum să progresezi. Dacă eu n-aș fi folosit steroizi vreodată, cum aș fi putut să vă vorbesc despre steroizi? Sau la fel cu bulking-urile, cu diverse diete și așa mai departe. Și apropo, nu știu dacă v-am zis, dar ofer servicii de online coaching pentru video chat și pentru cum să-ți faci magazin online cu link de pe YouTube și cum să faci sute mii de dolari pe lună din YouTube. Apropo, din YouTube fac foarte puțin bani. Eu dacă mi-aș închide mâine YouTube-ul românesc și m-aș reapuca de cel vechi pe care l-am din 2009, dar pentru cei ce vreți să faceți așa ceva, puteți să-mi scrieți pentru online coaching. Lucrați de acasă, cu calculatorul vostru, puteți face mii de dolari. Deci lucrul ăsta mi se pare inadmisibil. Frate, cum să te vinzi, mă, frate? Cum să te faci de râs? Cum să te umilești pentru câteva sute de dolari? În viața mea n-aș face chestia asta. Un om ca tine, care a ajuns la un nivel atât de înalt, să se mai uite la câteva sute de dolari, la niște clipuri care efectiv îl umilesc, toată țara îl vede, toată lumea poate să-l vadă, sunt și pe YouTube, și pe Pornhub, și peste tot. Nu ai cum, frate, să faci chestia asta. E o discrepanță prea mare. Lucrurile acestea se bat cap în cap. V-am dat exemple mai devreme. Nu ai cum să fii polițist, să fii și hoț. Nu ai cum să fii popă, să fii și actor de filme porno. Nu se potrivesc. Lucrurile acestea nu se potrivesc. Să zicem că dacă ai fi professional eater și ai mânca foarte multe și te duce la competiții de mâncare, aș înțelege, n-ar fi nicio problemă. Apoi ai devenit culturist și ai început să devii foarte bun, chiar să fii primul din țara asta. Asta aș putea să o înțeleg, dar faptul că stai în chiloți, faptul că sunt niște chestii atât de cringe acolo, frate, de ce am râs? Și nu venea să cred, efectiv nu venea să cred ceea ce văd. Fraților, mi se părea atât de penibil ceea ce făcea. Deci este incredibil, nu vine să cred efectiv cât încredere am avut în omul ăsta. Și chiar l-am întrebat la început când s-a apucat. Am dat de el foarte repede. Am fost printre primii lui abonați pe YouTube și l-am întrebat dacă consumă produse apicole, dacă sunt vegane, dacă vrea să-l sponsorizeze. A zis că nu consumă, că nu sunt vegane și așa mai departe. Eu vreau să-mi asociez imaginea, vreau să-mi asociez imaginea firmei cu el. Voi vă dați seama ce greșeală era să fac. Norocul meu a fost că el este vegan, iar produsele apicole nu sunt vegane și nu a fost el de acord. Deci îmi pare atât de bine, credeți-mă, îmi pare atât de bine că m-am asociat cu el și am vrut să mă asociez cu foarte mulți din industria fitness-ului și de acum încolo nu vreau să mai mă asociez cu absolut nimeni. Până când nu-l cunosc foarte, foarte bine, nu vreau să mai mă asociez cu nimeni pentru că uitați și voi ce se poate întâmpla. Te poți face efectiv de râs când te asociezi cu o persoană care nu are coloană vertebrală, care nu are respect de sine, care nu are un orgoliu al lui, frate, de bărbat. Pentru bani să faci lucruri din acestea mi se pare inadmisibil. Sau dacă le faci, frate, fă-le, frate, până la capăt. Nu te băga în altă chestie care se bate cap în cap cu lucrul ăsta. Dacă te-ai băgat în altă chestie care se bate cap în cap cu ce făceai înainte, șterge clipurile acelea, de ce le mai ții? Te fac câteva sute de euro, de dolari pe lună? Chiar așa? Nu știu, mi
se pare extraordinar. Eu nu înțeleg unde e mândria lui de bărbat, frate. Mândria lui de, nu știu, că a ajuns pe locul întâi în industria fitness-ului și al culturismului. Cum poți să ții asemenea clipuri și să promovezi mâncatul nesănătos? Cum poți acum să promovezi mâncatul sănătos? Mâncatul de proteine, mâncarea sănătoasă, mâncarea vegană. Când tu înainte mâncai efectiv mai mult decât 10 oameni la un loc. La o singură masă mânca mai mult decât 10 oameni la un loc. Și nu are un clip. Are 40 de clipuri de genul acesta în care promovează mâncatul nesănătos, mâncatul a 10.000 de calorii de la fast food. Deci mi se pare incredibil, efectiv incredibil. M-am gândit foarte mult până să fac clipul acesta. A trebuit să mă calmez foarte tare pentru că nu vreau să-l jignesc și nici nu o să-l jignesc pentru că eu am cei 7 ani de acasă și nu mă interesează lucrul acesta să îl înjur pe el, să-l jignesc, să-l defăimez. Dar clipurile acestea sunt online, le poate vedea oricine. Orice om care scrie Marius Mitrache o să-i apară, frate. Unde e onoarea ta de bărbat? Chiar așa te vinzi pe niște dolari, pe niște euro? Efectiv îți pătezi imaginea, îți pătezi numele, frate. Îți pătezi respectul familiei, respectul numelui pe care îl porți. Cum poți să faci așa ceva? Eu n-aș putea în viața mea să fac așa ceva. Aș intra în pământ de rușine. Și ți-am zis, nu e ca și când ar fi, domne, el e mâncător profesionist, se antrenează pentru o competiție sau pur și simplu îi place să mănânce. El e exact opusul. El e antrenor de fitness și de culturism și este campionul României. Nu ai cum, efectiv, nu ai cum să faci așa ceva. Deci v-am zis, am stat foarte bun să fac clipul ăsta și mă gândeam ce să zic, ce să spun, că nu știu scenarii, nu am prompter în față, nu am chestii din acestea. Cum pot eu să fac un clip din seria Greșeli în fitness despre campionul național al României la culturism? Cum pot eu să fac clip Greșeli în fitness despre campionul național al României la fitness? Și atunci mi-a venit. Bă, stai frate, tu n-ai văzut ce face omul ăla acolo? Și am stat și m-am gândit, am luat-o logic. Bă, fratele meu, campionul național la fitness are clipuri din trecut, într-adevăr, de acum 5, 6, 7 ani, dar are clipuri, este fața lui, se prezintă, e numele lui la mijloc, fraților. Are clipuri în care mănâncă efectiv cât 10 oameni, deci mi se pare extraordinar lucrul acesta. Sincer vă zic, mă simt mințit, mă simt păcălit, mă simt trădat și mă simțeam foarte umilit dacă mi-asociam imaginea cu el. Pentru că eu nu sunt genul de om care să se vândă pe câțiva lei, pe câțiva dolari, pe câteva sute de dolari, fie și 1000 de dolari pe lună, frate. Sunt lucruri peste care nu pot să trec, peste care m-aș simți umilit, aș simți că mi-njosesc familia, că mi-njosesc numele. Frate, eu fac parte dintr-o familie bună, respectată, cu studii superioare, cu facultate. Bunicii mei au facultate, au avut. Dumnezeu să ierte că au murit. N-aș putea să fac lucrul ăsta niciodată în viața mea. Nu știu dacă părinții tăi fac parte dintr-o familie bună, dacă tu faci parte dintr-o familie bună sau dezorganizată, habar nu am lucrul acesta. Poate n-ai avut bani, poate ți-a fost greu. M-am stat și m-am gândit la o grămadă de scuze pentru tine. Dar frate, când deja de 2 ani de zile tu concurezi, ești campionul României de 2 ori la rând, nu ai cum să nu ștergi acele clipuri, pe cuvânt, dacă înțeleg de ce nu le-ai vândut, de ce nu le-ai vândut, de ce nu le-ai șters. Chiar așa te-ai vândut pe niște euro? Pe bune? Eu chiar l-am urmărit pe Marius Mitrache și am văzut toate clipurile de la el și mi-aduc aminte că în multe clipuri spunea că el este cel mai muncitor om, că nu acceptă ca altul să muncească mai mult ca el. El este cel mai dedicat, cel mai muncitor și așa mai departe. Ei bine, întrebarea mea este, dacă ești atât de muncitor, de ce lași, frate, clipurile vechi din trecut să-ți bântuie prezentul, să-ți bântuie viitorul pentru niște bani? De ce nu muncești? Dacă ești atât de muncitor, de ce nu muncești, frate? Nu poți să faci banii în alt mod? Pentru că modul acesta de a face bani prin videochat este un mod foarte ușor de a face bani. De ce preferi să lași clipurile din trecut, niște clipuri foarte ușor de făcut, în care mănânci, să-ți aducă bani și în același timp să-ți strice și prezentul? Chestia asta m-a făcut să-mi schimb foarte tare părerea despre el, în rău. Nu mai cred nimic din ceea ce spune. Nu-l mai urmăresc de acum încolo, nu mai întreb sfaturi, mă simt mințit și pun pariu că nu sunt singurul care se simte mințit, care s-a uitat la clipurile lui. Știți și voi că multe clipuri spunea că el este cel mai muncitor om, dar cu toate astea se pare că preferă să facă bani niște clipuri foarte ușor de făcut, să facă niște bani foarte ușor. Așa că iarăși, aceste două lucruri se bat cap în cap. Dacă ești cel mai muncitor om, de ce lași niște clipuri din trecut să-ți afecteze imaginea?
doar pentru niște dolari, pentru niște euro. Ești campionul național al României, frate, reprezinți echipa națională, reprezinți România de acum încolo. Imaginea României o să fie asociată cu acele clipuri. Oricine poate să găsească acele clipuri. Mi se pare un lucru foarte nasol pentru imaginea țării. Hai că imaginea ta nu te interesează, am văzut și în story-uri că nu te interesează de trecutul tău, că ești mândru, dar frate, acum tu reprezinți România. Oricine poate să asocieze imaginea campionului național al României cu acele clipuri. Adică efectiv imaginea României când te urci pe scenă la campionatele naționale, internaționale, balcanice, europene și așa mai departe. Ca să fac încă o paralelă, este exact atunci când noi, ca țară, trimitem în Parlamentul European niște politicieni care au făcut pușcărie. N-avem cum să trimitem în Parlamentul European niște oameni care au făcut pușcărie, pentru că imaginea țării se va asocia cu pușcăria. Imaginea țării va avea de suferit. Este exact același lucru și în cazul acesta. Și crede-mă, dacă nu dai jos acele clipuri, în viitor e posibil să ai mai mult de pierdut decât câteva sute de dolari, câteva sute de euro. Pentru că cineva la un moment dat se va autosesiza și e posibil să ai foarte mult de pierdut. Ai muncit atât de mult pentru ce ai obținut acum, să reprezinți România, să fii imaginea României pe scenele de culturism naționale și internaționale și viitorul tău în lumea asta e posibil să se ducă pe apa sâmbetei. Toată munca ta e posibil să se ducă pe apa sâmbetei. Trebuie să înțelegi lucrurile acestea. Să o spun prietenește, dar până la urmă tu faci exact cum dorești. Nu este problema mea, însă eu am o intuiție foarte bună și îți garantez că instinctele mele niciodată nu m-au înșelat. Iar toate lucrurile acestea dau dovadă că, de fapt, tu nu ești un tip atât de muncitor. Ești un tip lacom și un tip căruia îi place să facă banii ușor, pentru că altfel dădeai jos acele clipuri. Nu poți să spui că ești un tip muncitor în momentul în care îți place să câștigi banii ușor. În fine, fraților, cam atât pentru clipul de astăzi. V-am zis, nu vreau să bag secvențe din clipurile lui în acest clip să apară pe canalul meu, pentru că mi se par umilitoare, mi se par înjositoare și nu vreau să-mi asociez imaginea aceea care o avea el în trecut cu imaginea canalului meu. Este ultimul clip care îl fac despre Marius Mitrache. Am mai făcut un clip mai de mult când a fost scandalul între ei, puteți să-l vedeți. Se numește Marius Mitrache vs. Andu Preda vs. Mihaela Bilic vs. Alex Stoian vs. Angel Fitness. Acolo nu știam foarte multe lucruri despre el, nu știam despre existența acestor clipuri. Am încercat să-i țin partea, chiar dacă... Chiar vă rog să vă uitați la clipul acela, să vedeți că am încercat să-i țin partea. Dar nu se poate așa ceva, este inadmisibil. Într-adevăr, dă foarte multe sfaturi bune de slăbit, de diete. Când te uiți la clipurile lui, te motivezi efectiv și eu mă motivam. Dar vă zic, de acum m-am dezabonat de la canalul lui și nu o să-i mai urmăresc activitatea, pentru că nu mi se pare demn, nu mi se pare un om demn, frate, un om cu coloană vertebrală. Oricum, mi se pare clipul ăsta că a ieșit cel mai tare clip, un clip efectiv bombă. Dacă înainte nu știam cum să asociezi numele campionului național la culturism al României cu greșeli în fitness, cu numele seriei acesteia, ei bine, după clipurile pe care le-am văzut în trecutul lui, și nu are unul, fraților, are 40 de clipuri. Deci dacă nu vedeam clipurile alea, mi se părea, băi, ești tâmpit, cum să scoți tu clip din greșeli din fitness despre campionul național al României la culturism și fitness? Cum să faci tu asta? Tu, un fost obez, care acum ai reușit și tu să slăbești 30 ceva de chile, te apuci tu să-l critici pe ăsta, să vezi ce sar oamenii în cap, ce îți fac. Dar pur și simplu nici nu prea aveam cu ce să-l critic, pentru că omul dă sfaturi foarte bune. Dar frate, trebuie să înțeleagă și el, dacă și-a ales o nouă carieră, trebuie să meargă pe drumul ăsta, trebuie să șteargă trecutul. Nu poți, frate, să lași trecutul în continuare online prin simplu motiv că îți iezi niște bani în acele clipuri. Mi se pare de o absurditate și de o inconștiență, efectiv, o inconștiență inadmisibilă, pentru că lucrurile acestea se bat cap în cap. În fine, fraților, sper că v-a plăcut clipul acesta. Nu uitați să vă abonați și să lăsați un like și un comentariu la clip, pentru că pe mine mă ajută foarte mult să mă vadă cât mai mulți oameni și să se aboneze, să-mi urmărească progresul, transformarea mea, singura transformare live din toată țara. Pun clipuri în fiecare duminică cu transformarea mea, cu progresul meu, să vedem câte kilograme am mai slăbit, ce am mai gătit chef mami, ce am mai mâncat, cum se mai prezintă forma mea, ce antrenamente am mai avut și vă garantez că o să vă luați cea mai tare doză de motivație și de inspirație de pe tot YouTube-ul ăsta. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare, să consumați produse apicole, v-am pupat, ceau!
doar și atunci când toate dor. Dacă și tu simți ca mine, ne vedem la nivelul următor.